Bărbatul în vârstă de 53 de ani din comuna Prigoria, care a fost dat dispărut în urmă cu 3 zile, a fost găsit fără viață pe un teren agricol. Acesta se afla la aproximativ 1 km distanță față de locuința sa în satul vecin. Martorii spun că bărbatul era murdar de noroi și înghețat și autoritățile locale s-au implicat în căutarea celui dispărut. Primarul comunei a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare prin care a chemat cetățenii să se implice în căutarea bărbatului. Fac apel către toți cetățenii comunei Prigoria care sunt dispuși să ne ajute voluntar în căutarea persoanei dispărute. Locul de întâlnire joi 14.1.2021 la ora 10, la intersecția cu satul Negoiești. Tot oamenii au fost și cei care au găsit trupul neînsuflețit. Polițiștii au transmis că nu au fost constatate leziuni pe cap, trunchi sau membre cu ocazia examinării vizuale. Cadavrul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei. Oamenii legii au deschis și un dosar penal pentru ucidere din culpă. Reamintim că bărbatul în vârstă de 53 de ani a plecat în mod voluntar de la domiciliu în data de 7 ianuarie, iar cea care a alertat autoritățile a fost chiar sora acestuia 4 zile mai târziu.